Klaus Iohannis face marele anunț, când va anunța decizia în privința Laurei Codroacovesi. Președintele Klaus Iohannis a declarat ce decizia privind revocarea sau menirea în funcție a procurorului Efaldna, Laura Codroacovesi, va fi luat după sărbătorile de Paște. Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot acum să vă spun că această decizie nu va fi luată înainte de sărbători, ci mai degrabă după, subliniere P. Cum va suna această decizie voi explicita într-o declarație publică, pe care o voi face la momentul respectiv. Dar, cu siguranță, în luarea deciziei ne voi inspira din toate documentele care îmi sunt puse la dispoziție, sublinierea de o parte, sublinierea de cealaltă parte, a afirmat președintele Iohannis răspunzând unei întrebări. Raportul cu motivarea avizului negativ dat de secția pentru procurorii a Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcția procurorului sublinierei Efaldna, Laura Codroacovesi, a fost finalizat, sublinierei a fost transmis decidenților. Secția pentru procurorii CSM afirmă, în motivarea avizului negativ dat solicitrii ministrului Justiției de revocare a procurorului sublinierei Efaldna Laura Codroacovesi, ce în cuprinsul cererii de revocare nu s-a făcut referire la niciuna dintre atribuțiile legale implicate, nefiind specificat componenta managerial vizat. De asemenea, virgulă, conform textului motivării, de subliniere, ministrul Justiției a spus că cererea sa de revocare vizează toate componentele atribuțiilor manageriale ale procurorului, subliniere Efaldna, se observă existența unei enumeri generice a componentelor manageriale, fără o individualizare concretă a resurselor nelegale folosite, a deficiențelor comportamentale, a atribuțiilor legale neîndeplinite sau a aptitudinilor manageriale inexistente sau îndeplinite defectuos. Secția pentru procurorii CSM a dat aviz negativ solicitrii ministrului Justiției de revocare din funcția procurorului sublinierei Efaldna, Laura Codroacovesi. În subliniere din CSM, care a durat 2 ore, sublinierei jumătate, sublinierei Efaldna a răspuns, punct cu punct, celor 20 de acuzații aduse de ministrul Justiției în raportul care se te la baza propunerii de revocare a ei din funcție, ea spunând ce motivele invocate sunt nereale, nedovedite, sublinierei netemeinice, iar unele nu se confirmă cu nimic în realitate. Ministrul Justiției a spus că raportul prezentat de Covesi poate fi seductor, convingător, dacă îl face în fața celor care nu se pricep deloc, sublinierea ce pe el nu îl poate convinge. El a mai spus că sper ce adevărul va ieși, sublinierea la suprafac, pentru ce societatea are nevoie să subliniere pie adevărul ca să subliniere pie ce măsuri să ia. De asemenea, ministrul i-a reprosublinierat lui Covesi ce nu i-a trimis raportul de bilanță Aldna pe care îl va prezenta miercuri. În replic, Covesi a spus că nu a venit la CSM pentru a-l convinge pe el, ci pentru a oferi explicații, sublinierei probe ce ceea ce a susținut el nu este adevărat.
cel care urmează să anunce decizia în cazul lui Kövesi este presubliniere din Klaus Iohannis, care a afirmat în repetate rânduri ce nu consider ce sunt motive de revocare a sublinierei Feidna.